Salutare, sunt Alexandru Mușilă, psihoterapeut și fondatorul proiectului Cortul Terapeutic. Sorin Luca, cel de la editura Herald, a aflat că mi-e dragă o carte scrisă de Robert Bly, Iron John. Da, așa este, îmi este dragă această carte, pentru că vorbește despre un lucru cu care mă confrunt destul de des în experiența mea de psihoterapeut și, pe scurt, eu o numesc cordonul ombilical. Iar Iron John este o carte despre devenirea bărbatului, despre cum un băiețel devine bărbat. Este o carte plină de mituri, este o carte complexă, are 287 de pagini, ceea ce e mult pentru cărțile mele preferate. Îmi plac cărțile mai subțiri, dar această carte m-a provocat. Și dați-mi voie să vă spun și cum. Încă de la pagina 10, autorul spune așa: jalea din interiorul bărbaților a crescut odată cu începutul revoluției industriale și a atins acum o adâncime care nu poate fi ignorată. Și sunt 100% de acord cu el. Poate că mă regăsesc și eu în cuvintele lui, dar cu siguranță clienți de-ai mei se confruntă cu această jale. Da, putem să-i spunem jale. Cine suntem noi să îl contrazicem pe Robert Bly? Mai mult decât atât. La aceeași pagină, autorul mă surprinde din nou cu un fragment care iarăși mi-a plăcut. Citez: în această carte vorbesc despre bărbatul neîmblânzit, iar distinția dintre bărbatul sălbatic și bărbatul neîmblânzit este crucială de la un capăt la altul al acesteia. Modul sălbatic este foarte vătămător pentru suflet, pământ și omenire. Putem spune că, deși bărbatul sălbatic este rănit, el preferă să nu-și examineze rana. Bărbatul neîmblânzit, care și-a examinat rana, seamănă mai mult cu un preot zen, cu un șaman sau cu un pădurar decât cu un sălbatic. Dragilor, Iron John este o carte care are acțiune, care are mitologie, care are poveste de dragoste și, nu în ultimul rând, are o despărțire, o tăiere a cordonului ombilical dintre personajul principal, băiețelul cu părul de aur, și mama lui, familia lui. Este o carte care ne trece prin toate etapele dezvoltării unui băiețel, din poziția de băiețel până la poziția de bărbat asumat. Acel bărbat la care poate că visăm cu toții, atât femei cât și bărbați. Robert Bly reușește să ne plimbe prin toate, sunt 8 etape, prin toate etapele dezvoltării unui băiețel, într-o formă foarte literară. E o carte cu foarte multe informații grele, importante, dar livrate într-o formă narrativă care îmi aduce aminte de poveștile spuse de bunica, poveștile cu zmei, cu harapalb, cu personajele pozitive, cu eroi din poveștile mele din copilărie. Așadar, vă invit cu asumare să răsfoiți această carte, pentru că sunt convins că odată ce o veți răsfoi, o veți lua rând cu rând, capitol cu capitol, până când o veți fi terminată. Și pentru că ne apropiem de sărbătorile iernii și de un an nou, vă urez atât din partea mea, cât și din partea colegilor de la Cortul Terapeutic, să aveți un Crăciun cu liniște, cu colinde, alături de cei dragi
Și bineînțeles, vă urez să vă faceți un an nou așa cum aveți voi nevoie.